Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi urmăritori. După cum vedeți, suntem tot la pepiniera lui Dan. Încă de când am înființat acest spațiu, am avut probleme cu furnicile. Acum sunt într-un număr mai mic. Mă gândesc că dacă au scăzut temperaturile, încep să se liniștească. N-am avut timp să intervin când era o invazie. Era invazie, pur și simplu, peste tot erau furnici. Dar mă gândesc că nici acum nu este târziu. Cel mai probabil o să reușesc să le reduc numărul, pentru că știm cu toții că furnicile ele nu afectează plantele, dar sunt protectoarele afidelor. Ele aduc ouăle de afide toamna în cuibul lor, în furnicar, după care primăvara, când temperatura este bună, le scoate și le duce pe ramurile plantelor ca să eclozeze, ele hrănindu-se cu dejecțiile afidelor. Și vreau să le reduc numărul, sau aș vrea să le extermin, dacă este posibil. Pentru asta am ales să folosesc varianta asta de bros, pe care probabil o știți. Avem pulbere împotriva furnicilor și granule împotriva furnicilor. Deci granulele pur și simplu se împrăștie. Eu am avut problema asta acasă în solarul mare, ajunseseră în ghivecele suspendate, deci urcau pe stâlpul de la jumătate, pe sârma de cultură și se duceau în toate ghivecele și mi-au dus afide acolo. Acolo am stropit pentru afide și am dat cu pulbere de asta pe cărările lor, pentru că furnicarul nu-l reușeam să-l identific. Și vreau să spun că am rezolvat problema destul de repede, deci au dispărut și furnicile și bineînțeles și afidele. Acum nu o să stropesc de afide pentru că temperaturile au scăzut, nu prea mai sunt. Oricum, ciclul lor de eclozare a crescut foarte mare din cauza temperaturilor și o să împrăștie aceste granule pe suprafața agrotextilului, da? Nu în ghiveci, pe jos, pe suprafața agrotextilului și fac și soluția și stropesc printre plante peste tot, da? pe rânduri, pe aici, în speranța că o să le extermin. Nu aș vrea doar să diminuez numărul, pentru că chiar dacă sunt mai puține, ele tot o să afecteze plantele. Haideți să vă arăt și dumneavoastră cum procedez. În cazul granulelor, aplicarea este foarte ușoară, exact cum sunt în recipient. Le împrăștiem. Uitați furnicile pe aici. Eu, neputând identifica furnicarul, o să împrăștii în jurul plantelor, da? Pe lângă fiecare linie, fără să pun în ghiveci. Dar dacă se poate identifica furnicarul, punem în jurul furnicarului și chiar în el. Exact așa se procedează și cu soluția, dacă putem să identificăm furnicarul. Deci o cantitate mai mică, împrăștiată, cât se poate de uniform. Bine, nu vă recomand să faceți asta în grădina de legume. Eu aici nu plantez nimic în sol. Acolo trebuie identificat neapărat furnicarul și aplicat decât în zona lui. În cazul pulberii, aceasta trebuie dizolvată în apă. Se folosește 100 de grame la 5 litri de apă. Am luat un recipient mai mare, pentru că suprafața este mai mare. Adică eu pe soluția asta mă bazez mai mult aici. Bineînțeles că o să împrăștie și granulele. Și pun 250 de grame în 12-13 litri de apă. Și o să stropesc ușor printre plante. Eu sper să rezolv din prima problema, dacă nu, în primăvară o să repet această operațiune, pentru că, v-am spus, este destul de importantă, altfel plantele mele o să fie pline de afide, atât am albit, iată, trandafiri,
măciniștea sper să nu mai fie la primăvară, deci să-i vând. O să vă las un link în descriere de la aceste produse. Bineînțeles că sunt cumpărate de la magazinul online semințeplante.ro, dar pentru mai multe detalii puteți să sunați acolo sau să dați mail la fitosanitar@semințeplante.ro pentru orice problemă legată de legumicultură, legată de creșterea plantelor pe care o aveți. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și până data viitoare vă doresc mai bine!